E aproape gata această operă de artă. Putem să punem lângă Mona Lisa după aia pe el. Dacă de bine a ieșit. Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou vlog. E bine, astăzi ce credeți că o să facem? Îl vedeți pe el că e un pic cam netuns. Mergem să-l aranjăm. Îl tundem, adică îl tunde sora mea Ileana la salon la Hatzi. Da. Și îl și vopsește. Da. Ne-am gândit la două culori de data asta. Pe blond și negru. Cum blond și negru? Azi blond și roșu. Și roșu, da. Facem trei culori? Nu, numai două. Numai două. Deci, blond pe o parte și pe cealaltă ne hotărâm pe roșu, mea. Da, pe drum. Ce, eu zic că roșu, ca să-l, da, să-l susținem pe culiță, că e în echipa roșie, a faimoșilor. E. Yeah. Ce zici? E. Yeah. E bine așa. E bine, dacă, e bine. Dacă te fac blond și negru, te fac ca Zanidache de la faimoși. Vrei să te fac ca pe Zani? Mă, face. Hai că ne hotărâm, da, ne hotărâm la salon acolo. E și bradul spatele, da, nostru, că ai să strica așa în pute. Nu mai mă refer că oamenii au stricat bradul, numai noi mai avem. O stricăm, numai noi mai avem globulețe, ce mă este Siana acolo. Că bradul. No, hai că nu are găpute bradul. Hai, acum cam pute. Hai, tata, hai. Înainte să ajungem la salonul sorei mele să-l aranjăm pe Ion, am venit până afară și vedem, pentru că trebuie să ridicăm o geacă foarte frumoasă, pentru că simte persistă sezonul ăsta rece și trebuie să ne îmbrăcăm bine, să nu răcim. Ceau, ceau! Ia să vedem aici. Și mi-am trimis-o la fix pentru că m-am pus fără geacă. Ceau, ceau! Ceau, ceau! Salută fanul numărul 1, fanul. Că mi-or da greu verile de la cot. N-are fermur. Nu știu ce s-o deschid de adevăr. Așa, hai să vedem. Oh, super! Oh, oh! Și merge și cu îmbrăcămintea mea. Da. Bombă, la fix. Wow, geaca asta poate a fost făcută pentru mine. Deci mulțumesc Clothing Box pentru că mi-a zidat atât de repede coletul. Arată implicat de geaca, n-am nicio nemulțumire, e perfect. Foarte bun! Să dau și ție să vezi cum stă pe tine. Nu! Îți place? E foarte bun! Dacă îți place, ți-o fac ție cadou și mea în alta. E foarte fain! E fain, așa, e? E fain! Ajut la salon, iau, da, tot. Ce tank am dat aici când am aterizat. Bună, tanti! Pe tankul lua mereu. Îl pune nevastă sa. Ia. Lua și un tic-tac să avem, da, respirația proastă, stai un tic-tac. Miroți mă bere și așa. Nu, 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 să-mi iau eu. Să-ți iei tu. Da, să mă duc acasă. Dar de ce nu ce-i mie? Că te cunosc. Bun. Bă, și să-ți iei țigări, le-ai venit și să-ți iau două pui. Două pui. Sau un kil de lapte. Păi de ce le-ai venit din prima așa? Păi nu te-am văzut numai după colț. Asta să te pup. Păi bă, la mine. Auzi, pe Ion, nu-l pup! Pe Ion, Anus, nu-l pup! Auzi, pe Ion, smirică! Fii atentă! Deci, dacă vedeai din prima ziua că vrei lapte și pită, poate îți dădeam, dar să ții țigări! Păi nu rezist! Mor! Păi și eu zic de țigări! Nu tu mă ții, dar eu îmi iau ce-mi trebuie! După banii mei! Că n-am bani! Auzi, facem așa! Cum facem? Vrei să-mi faci cu Ion? Nu, nu-ți fac toți, că ești pe vlog deja! N-am nimic. Auzi, n-am nimic. Da, e la nevastă. Îți dau să... Nu mai am. Te-ai despărțit de ea? Gata. Păi de ce? Suferă. Uite cum normal banii să dau pentru alte lucruri, pentru țigări. Da, stai că mai pot, am fumat o țigară de aia cu dungă roșie. Cred că m-a atacat la mine. Cred că de-aia lungă sau mică. De care? Lungă. Lungă? M-a atacat-o la gâta aia lungă. Hai de bine, o roșie. Auzi, facem afacerea, batem palma. Și m-am țeapă pe aici de pe lume. Nu mai am țigări, iau lucru și pune. Până aici, ai fumat iarbă. Eu? Păi de-aia nu ți-am văzut. Păi cred că nu știu ce e aia, dar ori e prea tare. Cam tare. Păi și de ce mă, mai bine ții lapte și pită, nu te mai doare gâtul. Fii mai bine. Păi nu mai bine, deci eu vreau un kil de lapte și mai aliment. Gata, m-a combinat deja. Nu știu bine. Serios că e rău. Am trimis poză cu el, nu? Da. Auzi, îți dau să-ți iei lapte și pită. Da. Așa. Dar trebuie să-l pup pe gură, pe Ion. Și o-ți dau de țigări. Îl pup? Nu, nu eu pupă, dar dacă vrei să-i dau de țigări. Bine, petrec. Păi da. Cu tine nu fac nimica. Dar ce vrei să fac? Sex! Nu știu de
alea, am uitat. Nu știu. Eu știu, eu știu din alea. Cum să faci? Cape. Auzi, frate. Eu nu știu. De ce? Capra. De împâț. De față, de față, de unii. Unii. De urechi. De banchete și da? De urechi. Aolo! Hai că încet încet să strânge orașul aici, la ești bine, că prădăm lecții de sexologie. Nu, dacă vrei, te mați. De ce te vrei să ne asta? I-am dat drumul. De ce? Nu-i bună. Nu-i scoavea prea mare. Bună de... Mulți la capră. Nu face treabă ce îmi place. Nu face, nu mulge bine. Nu mulge. Nu. Așa îmi trebuie muiere ca tine. Ai mamă. Dar ce-ți place la ea? Dacă mă iei pe mine, mor. Are corp, are cur, are țâți. Cum o vezi că e îmbrăcată sacă? Îmbrăcată, dacă se dezbracă... De unde știi? Oh. Păi poate are bărbat, mă, tante. N-ai bărbat? Nu am, sunt gurică. Hai, ce să mai fac cu bărbații? Nu merg, mai eu ce nu să mai fac să-mi arăt? Hai. Bă, dacă îți trebuia pentru altceva, poate... Pentru poate lapte, mă. Combin. Pentru lapte. Păi ai copil? Păi nu am doi. Mici? Fata, nu-i la București. Copilul nu e acasă. Păi ai doi copii și mai ții țigări. Păi nu mai iau țigări. Ce să fac? Iau lapte. Nu mai e țigări. Păi nu mai că de la țigare am. Hai că încet încet mă combină. Păi dacă veneai din prima te credeam, dar așa cum te mai cred acum? Nu, dacă nu mă crezi. Dă-i Ioni, dai 20 de lei și stai țigări, ce zici? Nu, eu nu dau de țigări. De lapte mă știi tu. Dacă minciunile sunt destule. Că nu vreau de aia. Dacă nu vrea lapte, că mă duc la vecinile. Țigări! Asta e ca mie, ca să mână. Zice că e pite, e țigăr. Ai văzut? E cum? Mă, nu. Cum din prima? Țigăr! Nu uita nimic! Cum era? Dar cum era să dăm bani? Nu putem să... Încercăm să ajutăm pe cei aflați nevoie pe cât posibil, dar acum bani de țigări, frate. E, de țigări. Țigările sunt... Țigările sunt un viciu. Păi da! Sunt scumpe. Totul nu dăunează grav în sănătate. Eu nu fumează. E 30 de lei un pachet. Da. Ceau, băieții! Ceau! Ceau! Bună ziua, și bine v-am găsit la un nou grup. Bună ziua! O, dar ce film special avem aici. Da, 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 deci, după cum puteți observa, îmi cer scuze că n-am avut timp să-i cală cămașa lui Ion și mechierul a fost pe gheară. Eu calte Simona, că ajunge acasă. Yeah. Simona s-a și dus. E de la mașa mai unde au plecat, Simona? Cred că sunt pe aici. E pe acasă și ea. Da, e acasă. Hai că trebuie să lași pe una în atât unde. Hă? Nu! Nu, nu. Sau care-i sincer. E. Păi da. O, facem freza aia șmecher ca lui Zanidache de la Survivor? Da. Așa? Ai da. Făcut mai Zanidache, așa-mi vei pe aici. Așa că așa în vei. Da, ok, fac. Și în două culori. Păi da, dar el o să nu vrea două culori, vrea numai una. Deci cum vrei? În două. În două. Cum vrei tu? În două. Facem în două. O parte blondă și o parte... Ia să stai mai drept. Reacă sau roșie, vedem. Nu, poți să te lași pe spate, așa nu o să fie. Lăsăm pe mâna surorii noastre și vedem pe urmă ce iese. Pe o parte a capului am decis să fie blond Ion și pe cealaltă ne decidem acum împreună. Hai să vedem, nu? Ion, tată, alege de aici. O parte blond, nu? Da. Și pe aia cum e? Verde, de ăsta pui, galben, negru, roz, roșu. Roșu. Roșu? Roșu. E sigur? E. Yeah. Hotărât bărbat. Da. Ăsta de aici? Ăla. Sau rozul ăsta? Roșu. 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 S-a decis, rămâne roșu și blond. Bun. Domnul Ion? Foarte bună. Pe mâncat, ai mâncat azi? Eu? Da? Eu la mama geta. Ce ți-o pregătit la mama geta azi, Ioane? Din brici, ca ce e? Iau eu la ochelari lui Vuiston. Stă fain cu el. Stă fain. Stă fain. Salut, dar nu de la Vuiston ăștia, de la
Dulce Cabana avea. Da, Dulce Cabana. Dulce Cabana. Da. E bună. Fii atent că predicea bună. Faci speri. Cum la turmă știi bine. Nu, eu nu fac. Nu o fac, eu la bun, eu la noi de asta. Eu nu fac de alea. Bravo, Ion. Așa, nu să nu faci. Mm. Era cât trece să discolorezi prânceana. Da, acum ai pus discolorant de la... Da. Discolorant, Ioane. Ia. Poliția lipsește și au plecat în armată, în Republică. Bine, să vin eu cu Ioran Usur la salut. Că preda ștafeta cu lipsă. Ștafeta mixtă. Ha, mi-am închis ștafeta mixtă de sat la șepte. Da, au început. Da, pe Ioane, vezi, Ioane. Hai, da. Ce dulce de eu, mă. Mă, eu ne ține-te. Ține-te de bolul ăla și mâncă-l. I-am dat jeleuri. Mereu să-i cumpără de jeleuri, da. Mereu să-ți cumpără jeleuri, da, Ioane. Care? Râne, mă, râne. Ce râne? Nu să-i cumpără. Ce-a, Ioane, a scumpă la meniu. Cu ciocolungă? Cu ciocolungă? Obține și mâna asta, una? Viciul ăla șmecherul sunt dulciurile. Da. Mai ales bomboară de pom cu geleu. E foarte bun. E cu geleu. Bun asta cu ciocolungă. E foarte bun. E cu ciocolată. E foarte bun. Trebuie să iau și unul. Noi, la fum. O să trec cu Crăciunul și nu l-am mâncat nimeni, le mâncăm acum. Păi da, dar se strâncă dacă... Se strâncă ca pomul sau nu. Bă, nu mai pot, uite-te. Ești că e pui de găină. Puiuț. Păi ce blond ăla. Puiol. Puiol îi zic de acum. E jucător la Barcelona. Îți place oare că te-ai făcut pui ăla? Fain. Știi că ești pui de mață. Fain pe amaru, că nu rămâne așa. Mă stai așa să... Fain, fain. Da. Au, cum arată, bine să cred. Dar cum ai dat vopsea de asta deja, blondă? Nu. A, și arată de colorat? Da, exact. A, ok. Zi, Ioane, tata, te lași pe mâna mea. Să nu strigi ceva pe aici. Nu strigi nimic. Gata, predau la maestrul Edi Pensula. La ce are tot de colorat. Da. Dar poate parcă e mov pe partea asta. Nu, ăla e gata, să-i tai gardenul. Ah, am înțeles. Resim cum să iasă prototip. Care, bă, dacă îmi place cum iese, mă fac și eu așa. Ce zici? Cum ai să ne facem în 2 ani? Nu. Cum crezi? Dacă iasă la mini fain, poți să te fac. Păi mă fac și eu, nu? Păi da. Dar tot așa sau alte culori? Alte culori, verde și negru. Verde și negru. Yeah. Eu dat în provocare, verde și negru. Mă nervoc și eu-s nebun, imediat mă. Auzi, dar să iau barba să-i las mamuscața. Uite mă, eu vorbeam de ESPI. Ce faci ESPI, tată? Mă, vreau să mă licențez cu 20 de lei. Vin ghiozanul cu 20 de lei? Nu, fain ghiozanul. Ia să vedem. Domnule Ciordică. Nu, l-am... Iubire cu itinit. Nu, impecabil. Nu, impecabil. Păi auzi, impecabil, aproape ca nou, tu vede. Păi da, mă, ce? Ai chip buzunar, mă. Încet, încet îmi fac și eu mâinile, că ești picu, am stat prea fare prin frig. 10 lei, lasă. 10 lei, 2 lei să fie. Mere și cu 2 lei, pă... Eu mă dai 10 lei înăuntru. Da, o fost, nu mai sunt. Ce pe lucrare. Bă, dar s-o screapă și fermoarele, nu-i bun. Lasă-mă, du-te, că ai la cine să-l dai, la altcineva. Da. Și rămâne pe ăsta prietul inițial pe care l-ai cerut tu. Hai să-ți dau. O dai la el, cadou. Să bagi în sculele de la ui. O bagi în sculele. O bagi pe Simona. Păi da. Să scoată pui. Nu. Aici rămâne, Ioane. Aici rămâne, nu. Ce bagi în ghiozană la Ioane? Aici o papie să mână.
Băi, unul veni, un șmecher, veni la salon, tată, s-o vopsit în două culori, blond și roșu. Bun. Că mă fac gigolo, tată. De ce? Că nu mai e nevastă? Că nu mai e nevastă. Nevastă mea i-a dat drumul, în declarații. A divorțat? M-am dezmorțat. M-am dezmorțat. Nu știe să fac o mâncare. Nu știe să mături, nu știe să spele un plic de mâncare, nu știe să facă. I-am dat drumul. A, și tu te aranjezi acum să cucerești alta. Acum vreau să vede de casă, gospodie, nu să vede, să vede toate spălăturile. Păi și crezi că cu noua ta frizură să cucerești ceva? Da, dacă vede ce gigolo, acum trag toate muielile la Ion Șmecher. Cam ce tip de femeie ți-ar trebui acum? Poftim? Cam ce femeie ți-ar trebui acum? O blondă. O blondă, tată. O culori ca tine. Dar nu contează. Numai să fie de casă, domnul Iancu. Așa. Să fie gospodină. Să fie, să spele. Să vă cumpli de mâncare. Să fie de casă. Da, la, te vede cu freza asta, zice că ești un vagabond. Și... Nu sunt vagabond. Fetele prins, poate... Vine după mine. Vine după mine. Cât de tare arată freza. O bune, arată bombă. Zici că e fotbalist. E aproape gata această operă de artă. Putem să punem lângă Mona Lisa după aia pe el. Dacă de bine a ieșit. Și cine e Mona Lisa, Ioane? Nu. N-ai auzit de Mona Lisa? Nu. Cum? Cine? Care e? Aia ce-o pictat-o Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci o pictat-o, nu? Mă voi de râs. Să documentezi mai întâi. Nu mai faci pe asta. Nu știu să... Deci tabloul Ioane cu frunza asta o să apară lângă celălalt Mona Lisa. Nu. Bun, barată. Îți place cum ești, Ion? Foarte fain. Îți place, nu? Îmi place. Îmi place. Foarte fain. Îmi vine să mă vopsesc și eu așa ce fain ești. Eu nu? Spuneți-vă, domnule Iancu, pe scaun. Mă faci tu? Nu. Apropo, vezi cât ai stat tu pe scaun, ți-am făcut Facebook, da, și Instagram. Yeah. O să te văd eu. Da. Să nu vă spun eu să umble, să intre, da, pe Facebook, pe Instagram, să aibă contul lui propriu, pentru că am, da, văzut foarte multe fake și n-ar o să le urmăriți pe cele care nu-i aparțin lui. I-am făcut un adevărat lui. Pe Instagram îl găsiți Ion Șmecher oficial și pe Facebook Ion Șmecher. Da. O să-i dau eu tag la mine oricum, da, ca să-l vedeți. Desam. Și el o să aibă conturile, yeah, acolo pe telefon, o să-l învăță să umble. Da. Prima poză pe care o pui direct cu freza. Bombă, cu freza. Gigol. Gigol. Ion Șmecher. Da. Foarte tare. Să fac eu ei de o poză. Poftim? Să fac o poză. Ce-am zis cu oamenii mai bun? Ce-ai și ce mai bun? Așa, așa. Dar tu fii cu noi sau rămâi? Mai un pic. Nu știu ce a ieșit, dar... Gata. Super. Stă bine. Gata, ne-am terminat frizura, gata, la salon. Da. Suntem fresh. Fresh. Bărați, aranjat, da, vopsiți. Vopsiți, tot. O, ok. Eu am ieșit. Nu, nu-i bani. O lăsăm pe sora noastră, Ileana, își continuă munca. Mersi, Ileana. Îmi place, Ion, cu plăcere. Yeah, îmi place. Mulțumesc. Și acum ieșim la Cățat, dacă tot ne-am făcut frezaia. Acum merg la Cățat să văd pe cea prin oraș. Ceva. Păi te-o găsăm pe aia. Păi e pe aia. Mai zi un pachet de țigări. Să iei mumă sau nu iei? Bine, vă lăsăm, am primit-o cu plăcere. Să vă la treabă în continuare. Gheozdan, Ion. Iau și Gheozdan, nu? Și mergem. Și mie, mă duc la școală. Vreau să vrea și niște cercei, mai sunt cercei. Da. Și să-l facem pe bune, Pablo Escobar de România. Pe bune vreau să ajung la Teoșu. Merde. Și-o fac cu bagaj și mergi la Teoșu. Gata. No, hai, Pablito. Hai, să mergi. El este Ion Șmecher, zici și Pablito. Bun. După cum îl vedeți, arată ca un gigolo adevărat. Mergem acum pentru că el mai are o dorință să-și ia niște cercei. Mergem până aici la un magazin să vedem dacă găsim ceva pe placul lui. Dar înainte trecem la sorora noastră, Geta, să vedem dacă a făcut vânzare.
Nu este parcarea acolo, urcai pe bordure ca noastră din alte. Aici, pe aia, nu atinge. Sperăm să nu luăm amendă. Nu. Suntem cu Ion și mecherul. Eu sunt acea bază. Ce, dacă vine poliția, rezolvi tu, Ioane, da? Eu rezolv. Bine, totul, da. Eu și mecherul rezolvă. Hai să vedem ce face getanul ăsta. Deci, ți-l prezint pe Pablo Escobar de România. Nu, te rog, nu! Mamă, ce aici? Cine e Dumnezeu, șobă, tu joc de capul? Nu, tu, că ne-am chinuit, cum îmi vorbești așa? Nu arată fain? Ba da, da, fain, dar e ciudat. Nu, mă, el e blond și se ține foarte fain. Și ține echipa faină și mie. Foarte fain, haide, foarte fain. Să te felicit. Foarte fain. Dar ție îți place? Îmi place. Dropu, ce t-au făcut treaba? Când tu vreți aici. Bă, dar ce... ce ținută, ce papuși fain ai! Da. Cum, mă, păi eu... Păi, hai, hai, că îmbrăcat i-am. Ce faci? Deci, nu, e normal, am zis blond, dar pe spate l-am scuroșit că se ține echipa faimoșilor. Ah, atunci, da, merge. Că nu vă să-mi explicați, aș știe ce l-ai făcut. Acum mi-a rând să văd din cercei, dacă... Să-ți iei și cercei. Azi ziua noastră, băieților, ne aranjăm forță. Vai, ce fain, nu fain, dacă se simpă cu liță, îmi place. Altfel nu știam de ce te-ai făcut roșu. Păi am și de ce nu l-ai făcut și mai era așa? Las că mă fac și eu numai ca... Să faci data viitoare, acum. Nu mai am să dăm de cercei, Geta, îți urăm să vinzi tot. Mulțumesc, dragi! Spor la vânzare! Mulțumesc! Hai, 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 ne vedem acasă! Ne vedem acasă, hai! De unde mergi? Sol, Meleana! Deci, am venit aici, l-am găsit, căutăm cerceile, dar nu am găsit, dar am găsit ceva mai tare. Platină, frate! Da! Mamă, ce bombă e lanțul ăsta! Îți place, oare? E foarte fain. Oare să-l lasă țel mai jos, stai așa. La cățător. Las mai jos, arată mai fain. Da. Ia, bine, atent. Mamă, belea ăsta. Îți place? Fain. Hai să mai accesorizăm un pic de aici, dacă tot am venit. Și mai să luăm. Luăm un ceas la mână, ceva. Bă, un ceas la mână, hai să. Hai de ce, mă. Mamă, stai că îi luăm și un ghiul și și un ceas îi luăm. Deci fii atent, Ion. Care, asta de aici? Mamă, ăsta e bine. Îl luăm pe ăsta. Ia, stai să-l spun. Stă fain. Mă ajută? Foarte fain. Aici am găsit lanț, da. Un ceas. Da. Și cercei căutam în altă parte, că nu sunt aici. În altă parte. Foarte fain, altă. Stai de mâna să ți-l pun. Dar cred că arată mai fain așa. Mai fain. Așa că e mai fain așa? Yeah, e adevărat. Oh, la fix. Oh, la fix. Ia să vedem și Giulu. Eu cu cumnatul Dani facem echipă aici să-l accesorizăm pe Ion. Da, nu, e bun. Stă sau pică? Altul mai mic nu este? Altul. Aia acum. Poftește, te rog. Da. Arată Giulu la cameră. Ui, aceea tată. Ne luat, domnul Iancu, ne-a luat Giulu la mână. Ne-a luat un lănțuc. Dacă l-ai un șmecherul. Și un cea la mână, tată. Acum, uia toate ce fac, bă, din nou? Bă, terminai școala online și mă duc la fotbal. Bravo. Ce faci de mine? Deci, ne-am obținut, ne-am accesorizat, doar jerseii mai lipsesc. Mergem să-i luăm acum de la un magazin, pentru că n-am găsit la primul. Da. Dar mergem înapoi, acasă, la treburi noastre. Înapoi, acasă, la treburile noastre. E fric și nu prea să fie, că nu mai ai ce să agăța. Nu avem ce acăța. Altă dată, sâmbătă, duminica, da. În zilele de ăștia. Bine că ești pregătit. Pregătit, tot ioge. S-a sortat cu mașina de lângă. Da. Orice mașină ne-a luat. Bă, fii atent dacă învăț bine să conduci, dar e permis să iau una de-asta mică. Da. Ar fi tare, nu? Numai de-aia mai lipsă. Asta mai greu să le conduci la început. Mălare, ce zici? Fain? Fain. Am fost la salon, mă vopsit doamna Leana, mă tuns, tot ok, o ieșit fain. Cum arătați din ață, cum arăți acum? Da, acum foarte fain, foarte fain. Dacă îl făceam negru în loc de roșu, avea freza lui Zani de la Survivor. Asta, cea mai e Ion Șmecherul culorile, asta e foarte fain, e ok. Poți să mergi tu la Survivor acum, eu nu cu freza asta de... Acum pot să mă duc. Lejer. Pot să mă duc lejer, domnul Iam. Mamă, tată. Merem acasă, v-ați zis ce părere are mama Geta de freza ta. Da. După cum știți, Ion este la mine în perioada asta și mai stă vreo două săptămâni, mă ajută la treabă. Da. La mica noastră fermă.
Și o să dăm o șocă cum a luat mangeta să vedem ce reacție o să aibă la freza lui Ion. Eu sper îi place. Să nu ne înjure. Nu ne înjure. Îi place. Îi place? Îi place. Dacă îi place, o face și pe ea așa. Îi place. Ce zici? Yeah. S-o face și pe mama. Cum ar fi? Stă urât. Stă urât? Stă urât. Nu i-ar sta bine, nu? Nu stă. La Iunșme. Tu lasă Vipers să-l întreb pe Zanchi. Pe Zanchi sau pe Zani? Pe Zani. Să ajung mai tare decât Zani. Eu aș becherul. Păi freza o ai deja. Freza o am, vreau să mă duc acolo. Tată. Azi că contactăm cu ea de sare și îi spunem lui poliția să vină acasă și te duci tu în locul. Eu mă duc în locul la Zani. Tată. Eu aș becherul numărul 1 ajunge mai tare decât Zani acolo. Să știe. Să știe numărul 1, tată. Ce ce te-ai făcut așa, așa e, când place. La oile le buim așa, când ploi. Păi l-am buit și pe o să recunoaște. Așa-mi place ție, te faci ca dracu în cap. Că dă un culor. Nu să te razi pe cap, că aici nu mai stai. Auzi, Ioane. Acesta a fost vlogul nostru de astăzi, am ajuns acasă. Da. Lăsăm un pic accesorii. Da. Lăsăm un pic. Și ne schimbăm de scandal. Ne schimbăm de scandal, mai avem treabă la fermuța noastră. Așa, și după aia ne accesorizăm noi zilele astea. După aia, pe urmă, iară. Începem cu activitățile. Începem, tata. Începem. Site-ul de astea le pui bine că-s fain. Eu le pun acolo la mine în geamantan. Când aiestele le scol, le pun foarte bine în lănțucul. Când plec la oraș, numai le iau. Lux. Lux. La patinoar. Zic, la le... Lasă, mere, la... și la patinoar. Ce aici am umflat așa? Bune. Ce aici am umflat? Nu, e șosete. Păi tu ai să mai dai șosetele jos, ce le-ai avut? Nu, le-am dat. Păi și cum e așa groasă șoseta? Nu, le-a dat. Ia că se vede. E o pereche de pantaloni. E zbine. E zbine. Păi bă, tu ai două perechi de bluși pe tine. Nu, e numai asta și asta. Sub țări, e frig. A, e zbine. E zbine. A, nu știu ce-mi fac aici. Nu, e frig dimineață. A, e frig, se luată mea pe de sus. Yeah. Să-ți înghețe coaile. Să nu înghețe, mai am treabă dacă îngheață pe urmă ce fac? Nu-ți îngheță ouăle, e să nu îngheță ouăle, pe urmă să clocesc. Să clocesc. După aia o lași pe Simona fără moștenire. După aia o Simona s-a dus, eu nu mai am treabă cu ea, gata. Tate, încăsesc altă muiere, nu mai. Eu ce zic că aia să ducă din fața mea. Vă salută Logic. Pablito de România și da, eu aici. Eu șmecherul. Și eu aici tovarășul lui. Oia, ce ia, domnule, am căci cu... Echipa domnului Adereu, tată. Hai, tată. Vă pupăm, să plângăm pe pupărul nostru și diseară nu uitați că urmează Survivor de la Oro. Să nu uitați. Noi suntem în temă cu Survivor, avem freza aproape ca lui Zanidache. Da. Și susținem echipa roșie pentru că roșie, cavărul culiță, tată. Forța culiță. Forța culiță. Să nu...